Europa, pe drumuri de țară șerpuind printre sate. După o zi lungă și ploaie ce i-au dat până la piele, toți trag tare pentru un bonus la hotel. Însă nu ține numai de ei, ci și de șoferi. Comunicarea nu este cea mai bună, cu multe efecte speciale lingvistice. Un lucru e sigur, toți sunt în drum spre Irina pe diferite variante propuse de șoferi drept scurtături mai bune. Rămâne de văzut ce echipă va ajunge prima. 9 minute. Asta a luat-o greșit, și-a pus acum adresa. M-a greșit la un moment dat o dreapta undeva și au început să intre emoțiile în noi. Bă, băiatul, sper să nu ne încurce asta. Dar am zis de 7 ori. Deci sunt două categorii de oameni din Indonezia care conduc foarte tare și din aia de se bagă. Și unii care se pare că merg așa. Foarte ce? How many minutes? 5 minutes. Go, go! Here, sir. How far it is? Can I see? Nu înțelegem la nimic, iar familia. Emoții imense. Își pusese cumva telefonul cu GPS-ul între picioare și ne tot cocoțam așa peste scaun să vedem cât mai avem. Speed! Like Schumacher, you know Schumacher? Have you heard about Schumacher? Uite acolo, în față. Nu-i steagul acolo? Nu știu care. Ba da. Dacă tu îl vezi. În dreapta, uite-te. Uite-te un pic. Mă, nu. Nu este. Nu este. Nu-i fac un picioare în ea, că ai tot drept. Ok, dă-mi încolo. Look, is the flag there. Yes. Yes. Here. The flag. Yes. Here. We stop here. Yes. Uite-l. L-am văzut? Da, e un pic mai în față, pe stânga. Okay. Da. Yes, that flag. That flag. Thank you, sir. Sorry for the yelling. Thank you very much. Have a good day. Male, portacala cu fratul ăsta, cu cărămizile noastre. Ok. Hai, what's fine? Hai. Orori. Trebuie să nu scapi, alea, te rog. Bine. Ce frumos, Irina! Bună! Bună, Irina! Bun venit, drăguțelor! Am ajuns furios. Nu furios. Deci, cred că... Eu în viața mea n-am ajuns. Eu n-am ajuns niciodată la Irina atât de nervoasă. Mă venea să dau cu cărămizile alea de pământ, deci nu mai puteam de nervi. Se spune că verdele crud liniștește foarte tare psihicul. Da. Voi cum sunteți cu psihicul? Cu psihicul? Da. Foarte bine. Mi-a aruncat o privire în timp ce ai spus asta. Nu știu ce să cred în mine, să mă bag să-mi besc. Nu, chiar suntem foarte bine. Știi ce ne-a plăcut foarte tare? Că ne-am bălăcit de noroiul ăla așa. Am și dansat în el. A fost interesant. Sincer, mi-a plăcut misiunea. Ne-a era plăcut pe skillurile noastre de muncă brută. Doar că... Avantajul final... timpului. I-am recuperat foarte mult la probă și ne-am enervat tot drumul. Hai, noi avem niște probleme la construcție. Că noi nu știm, asta e să construim. Am avut probleme și cu templul din Thailanda. Acum am avut probleme și cu templul din Indonezia. Avem emoții. Simți că se termină așa expres. Și chiar mă gândeam asta și spuneam lui Mane că momentele în care ajungem la tine sunt de maximă de tensionare, pentru că știm că am mai finalizat o cursă. Ce este sigur? Este că... mai sunt niște locuri spectaculoase de văzut mai departe în cursă. Știm. De asta ne tragem dorim. Tare ca două disperate și suntem și nervoase. Suntem cu speranță și cu bucurie privim înainte, adică nu suntem dezamăgite niciun fel. Am făcut tot ce am putut. Dragii mei, miza din momentul ăsta este cea mai importantă. Ideea era să nu ajungeți pe ultimele două locuri. Ultimele două locuri intră direct la cursa pentru ultima șansă, ceea ce în etapa asta nu cred că este o veste prea bună. Mai ales pentru noi, am jucat trei la rând. Cine ajunge pe primul loc, primește un mic bonus. De data asta e vorba de cazare. Știți?
știți foarte bine, eu nu mai pot oferi imunitate. Însă, în ce vă privește pe voi? Se va afla mâine pe ce loc ați ajuns. Se va afla de către ceilalți. Că voi puteți afla acum. Ne face cu inima, bă! Felicitări! Prinde, ați ajuns la bine! Faptul că o să avem hotel ne ajută foarte mult, pentru că am dormit foarte, foarte prost. Foarte rău. Și poate în sfârșit nu ne mai consideră ceilalți o echipă slabă încât să ne ia cu ei în cursa pentru ultima șansă. Am demonstrat că dacă s-ar mai fi dat imunitatea mică, noi am fi luat-o două etape la rând. Da. Ceea ce ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru ei, dacă ne vor în cursă, ne turăm motoarele și s-ar putea să fim un pic mai odihniți. Eu singurul lucru pe care vă doriți voi foarte tare să-l auziți, nu pot să vi-l spun, din păcate. Normal că nu era vorba de hotel, normal că trebuia să ne căutăm cazare, murdare așa cum eram, dar asta conta cel mai puțin, că eram murdari, era dezamăgirea aia că n-am fost în stare să ne păstrăm avantajul, nu să ne păstrăm. Băi, dar măcar să ne ajungem ultimi. Trebuie să vă căutați cazare. Da. Ilna ne-a zis fix și știam că nu o să ne zică. A încercat să ne îmbuneze, dar n-avea cu cine. Oricum, noi știam că nu suntem de primul loc niciodată în viața asta. Mâine, când suntem cu toții, aflăm tot clasamentul. Perfect, da. Suntem foarte mulțumite de noi. Simt așa că am fost motorul acestui sezon și am instaurat așa cumva teama celorlalți. Serios, dacă tot ne-au pus ultimele, asta este un semn clar că le-a fost teamă de noi și de tot ceea ce am demonstrat noi aici. Adică simt așa că sunt foarte mândră. Mulțumim, Irina! Mulțumim, Tuca! Și mulțumim, bine, că ne-ai așteptat într-un loc atât de frumos! Unde vrei să